Bună ziua tuturor! Sunt Sorin Gabriel Păunescu și astăzi vom discuta despre o aplicație a staticii fluidelor și anume cupa lui Pitagora. Cupa echității, cupa cumpătării sau paharul lui Pitagora este creația celebrului filozof grec prin care a dorit să demonstreze că lăcomia nu ajută niciodată. Se spune că această cupă a fost inventată de Pitagora cu scopul de a împărți vinul în mod egal pentru toată lumea. Pe interiorul ei se găsește marcat nivelul maxim până la care se poate umple cu lichid și o coloană cu un orificiu în partea inferioară care comunică cu un alt orificiu de la baza cupei. Am observat că lichidul nu curge din pahar dacă este umplut până la nivelul marcat. În caz contrar, tot lichidul se va scurge pentru că orificiul din interiorul cupei comunică cu un alt orificiu de la baza cupei prin intermediul unui canal format din două ramuri de dimensiuni diferite, conectate în partea superioară sub forma unei litere U inversate. Când cupa este umplută, nivelul lichidului se va ridica atâta timp cât ramura mai scurtă este umplută prin principiul vaselor comunicante. Dacă lichidul nu ajunge vârful coloanei, este o cupă normală. Dacă lichidul va depăși vârful coloanei, aceasta va începe să curgă prin ramura mai lungă, prin orificiul situat la baza cupei. Motivul curgerii este explicat prin principiul funcționării unui sifon, care se aplică și la instalațiile sanitare și este următorul. În canalul din partea de sus, datorită umplerii cu lichid, aerul este scos, se creează un vid care determină presiunea atmosferică să împingă lichidul până în punctul cel mai înalt, unde presiunea este mai mică, iar lichidul se va scurge prin ramura mai lungă. Dacă v-a plăcut această lecție, vă invit să realizați singuri propria cupă a lui Pitagora. Aveți nevoie de o sticlă de plastic, un cutter, adeziv și un tub de plastic. Tăiați cu cutterul sticla în forma unei cupe, faceți un orificiu în dopul ei prin care treceți tubul de plastic pe care apoi îl veți îndoi în interiorul sticlei. Etanșați cu adeziv tubul de plastic în interiorul dopului. Pentru a nu uda mobilierul, amplasați un recipient sub cupă care va colecta apa atunci când veți dori să verificați funcționarea ei.